Conform prevederilor legale, unitățile de învățământ se supun autorizării pentru securitatea la incendiu. Excepție de la lege fac școlile construite înainte de 1998 și în care nu s-a mai făcut niciun fel de lucrare de reabilitare. În cazul în care în școli s-au făcut reabilitări sau modificări, chiar dacă clădirile au fost edificate înainte de apariția legii, autorizarea devine obligatorie. Acesta a fost și cazul clădirii unde își desfășoară activitatea grădinița din Lerești. După cum știți, un corp al școlii, este vorba de corpul C2, al școlii gimnaziale numărul 1 Lerești, de câțiva ani acolo funcționează grădinița Lerești, unde noi, acest corp era autorizat din punct de vedere la securitate la incendiu ca și școală, destinația fiind școală. Odată cu schimbarea destinației în grădiniță, a trebuit să facem o serie de investiții în urma solicitărilor Inspectoratului de Situații de Urgență pentru a obține autorizația de securitate la incendiu. Au fost efectuate lucrările care au fost cuprinse în planul de investiții și în urma controlului pe care l-am avut de la ISU Argeș, săptămâna trecută ne-a fost întocmită și avizată autorizația de securitate la incendiu pentru grădinița din Lerești. Deci, din punct de vedere al autorizării la securitate la incendiu, toate corpurile de clădire de la școala gimnazială numărul 1 Lerești, cuprinzând școala Voinești, școala Lerești și școala Pojorâta, sunt autorizate la incendii. Asta pentru siguranța copiilor care își desfășoară activitatea acolo. Atât noi ne preocupăm cât și pentru siguranța copiilor, cât și pentru a le asigura condiții optime și sigure de învățătură. La începutul anului școlar, reprezentanții prefecturii au anunțat că dintre cele 744 de unități de învățământ din județul Argeș, verificate de către autorități, 104 dețin autorizația de securitate la incendiu, iar în cazul a 535 de unități, această autorizație nu este necesară.